Salutați, doamnelor și domnilor, la ediția de astăzi a emisiunii Agenda Locală. Domeniul IT este unul dintre domeniile strategice ale guvernului. Locurile de muncă constituie o problemă mereu actuală pentru guvern. De aceea ne-am gândit astăzi să-l invităm în studioul de emisie Gorj TV pe domnul Bebe Viorel Ionică, este secretar de stat în Ministerul pentru Societatea Informațională. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit pe dumneavoastră și telespectatorii dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru prezență. Domeniul IT este unul dintre domeniile strategice ale guvernului și aș vrea să vă întreb cum au decurs proiectele și ce domenii vor fi finanțate. S-au și creat ceva locuri de muncă în județul Gorj vis-a-vis de acest domeniu, da, grație unui investitor care a ales județul nostru, municipiul Târgu Jiu, respectiv. Da, Phil Friedman. Exact. Da, de la GGS. A și fost invitatul nostru într-o ediție Agenda Locală. Știu că a fost la dumneavoastră într-o emisiune pe 15 septembrie 2014. Este un mare investitor, așa cum știți, are activitate în peste 35 de țări. În România are peste 2500 de salariați deja, deci are 3 și acum este al patrulea punct de lucru aici la Gorj, deci este București, Sibiu, Brașov și acum la Gorj, dar dacă vreți să vă informez așa un pic pe dumneavoastră, interpretatorii dumneavoastră, ar trebui să știți că de fapt acest mare investitor a venit aici pentru că a venit la mine, la minister, reprezentantul companiei, am discutat cu ei vis-a-vis de activitatea din România și atunci am făcut propunerea reprezentantului pe România al firmei respective să încerce norocul, să încerce să facă ceva și pentru Gorj. Dânsul să-și încerce norocul, dar venirea dânsului în județul nostru, municipiul Târgu Jiu, a fost un noroc pentru gorjenii, de fapt, da, foarte mulți. Păi, intenția pentru mine asta a fost. Adică știu că Gorjul este preponderent minier, energetic și atunci se tot pune, se bate moneda pe activitate, să zicem, de alt tip, deci alt tip de activitate. Și atunci eu am făcut o analiză și am ajuns la concluzia că e posibil pentru ceea ce se întâmplă în Gorj, pentru oamenii din Gorj, pentru potențialul pe care l-au gorjenii, tineri în special, pentru că discutăm în cazul meu despre tineri, pentru că activitatea mea de IT se pretează în primul rând la cei care fac acum facultăți de acest profil. Și am gândit că e posibil să creăm și aici un punct de lucru. Interesant este că după vizita pe care președintele companiei a făcut-o aici la Gorj, unde vreau să vă spun pentru telespectatorii noastre, a fost foarte, foarte încântat de Gorj, deci chiar foarte încântat, și a și discutat cu reprezentanții din România să încerce să suplimenteze investiția aici, în sensul de a ajunge chiar până pe la 500 de locuri de muncă. Deci, în anul 2015 se va ajunge undeva la 250-300 de locuri, dar cu perspectivă de dezvoltare. Nu este singura companie, eu deja mai am discuții și cu alte companii, pentru că îmi doresc ca în Oltenia să facem la Gorj, aici la Târgu Jiu, un punct de mare interes pentru ITNC. Este important că vă ocupați de locurile de muncă din județul Gorj, pentru că este o problemă mare de tot în județul nostru, de fapt la nivel național. Ne puteți spune mai multe amănunte despre ce alte companii care ar vrea să investească? Vreau să vă spun că în cei 2 ani jumate, de când sunt eu la minister, începând de data din iunie 2012 până acum, am reușit și am creat peste 10.000 de locuri de muncă în acest domeniu. România este unul din cele mai importante țări din Europa care oferă astfel de suport de ITNC. Și cred că în foarte curând vom fi primii din Europa pe această poveste. Pentru că avem niște lucruri unanim recunoscute de toată lumea, deci mondial. Oameni bine inteligenți, bine pregătiți, cu abilități lingvistice, deci pot să comunice foarte ușor în mai multe limbi, deci nu numai în română, germană, engleză, franceză, dar chiar și în alte limbi. Eu știu italian, poloneză, deci chiar și în limbi din acestea. De ce? Pentru că într-o astfel de companie se oferă suport la nivel mondial, deci nu pentru ce se întâmplă în România sau în Europa. Dacă cineva are o problemă în Japonia, a cumpărat un device, să zicem un calculator de undeva, da, și are o problemă la calculator de la o firmă, apelează suportul.
În momentul în care a preluat suport, deci aceste firme, ei și-au externalizat astfel de servicii și suportul, sunt anumite firme care prestează suport pentru diferite, eu știu, probleme care le au în... și nu numai, inclusiv în facturări, inclusiv, deci foarte multe lucruri externalizate pe care le prestează firmele de suport. Deci până acum s-au făcut cam aproape 10.000 de locuri de muncă și mă bucur că și sunt fericit că din aceste 10.000 câteva s-au făcut și aici la noi la Gorj. Este un început. Eu îmi doresc ca să mai facem și să mai aducem investitori. Există posibilitatea în 2015? Da, există, da? Există posibilitatea, pentru că, așa cum v-am spus, eu am purtat dialog de foarte mult timp cu firmele acestea. Dar, sunt, vă dați seama, nu foarte ușor un investitor vine undeva unde nu știe despre ce este vorba. Trebuie să avea o garanție, ceva. Da, sigur. Deci a avut, în primul rând, garanția suportului a mea, domnului premier, dar și suportul administrației locale. Pentru că am venit, am discutat cu președintele Consiliului Județean, cu primarul, am povestit ce vrem să facem. Această discuție și acest demers este făcut undeva din toamna anului 2013. Deci nu e așa imediat, gata, domnule. Deci da. Nu, lucrurile sunt destul de greu. Și mai ales în zone, să zicem, albe, în care ei nu au fost, nu s-au investit, n-a venit nimeni până acum. Deci ei știau foarte ușor. București, Cluj, Timișoara, deci anumite centre care deja erau vizibile în industria noastră. Și atunci e mai ușor să te duci acolo unde ceilalți deja sunt prezenți. La noi, mă bucur că aceștia au făcut primul pas și sunt convins că vor fi urmați și de alte firme, pentru că dacă lucrurile vor evolua bine, deci pozitiv, în ceea ce se întâmplă acum cu acest domeniu, mai mult ca sigur vor veni și alte firme. Pentru că există deja două concerne americane care vor să-și externalizeze, să treacă peste ocean aceste servicii și deja s-a anunțat undeva la 4.500-5.000 de locuri de muncă noi, care vor fi create în exercițiul 2015, deci începând cu 2015. Sigur că ei nu vin dintr-o dată și zic, domnule, fac acum 1.000 de locuri, dar au un buget, au un proiect de dezvoltare pe care îl implementează într-un an, doi, până când ajung acolo unde își doresc. Unde și, și sigur că după aceea poate fi dezvoltat în cazul în care potențialul zonei este ok. Doamne ajută! Iată ce veste bună! Am aflat de decizia de ieri a Comisiei Europene de a aproba proiectul RONET în valoare de circa 86 de milioane de euro și aș vrea să ne spuneți mai multe despre scopul acestui proiect. Da, este un proiect foarte important, este un proiect major pe care eu l-am găsit într-un stadiu înghețat. Deci, practic, nu se mai ocupa nimeni de el. Acesta este un angajament al statului român începând cu 2007. În 2012, când eu m-am dus, la foarte scurt timp am fost la Bruxelles pe această problemă și vă spun, Comisia de la Bruxelles, când ne-am spus că am venit pentru a susține proiectul RONET și a-l pune în aplicare, sincer, au început să râdă, să zâmbească așa oarecum. Dom'le, mai veni unul care ne povestește. Că în cei 6-7 ani de zile au mai fost și alții care au spus despre ideea de a face acest proiect. Ok, eu, spre deosebire de nu știu cum au fost precedesorii mei, dar eu aveam niște grafice. Adică aveam grafice în ce sens? Când va fi făcut proiectul? Când va fi făcută licitația pentru, știu, prestatori? Deci absolut toate lucrurile astea făcute pe zile, pe luni și, bineînțeles, și când, da, și cu termene în așa fel încât să putem să, pentru că el este aparținut exercițiului bugetar 2007-2014, deci practic normal ar fi trebuit să se termine acum banii. Însă am fost, le-am explicat că este posibil să punem în operă și sunt foarte fericit că în acest moment, deci așa cum ați anunțat și dumneavoastră, Uniunea Europeană, acest proiect să depune direct la Uniunea Europeană, pentru că este proiect major. E unul dintre cele două proiecte majore pe care le-a avut România. Este proiectul cu cercetarea aceea cu laserul de la Eli, știți bine, de la Măgurele, care este de 250 de milioane de euro și acest proiect care era inițial a fost de 100 de milioane de euro, dar pentru că TVA-ul după aceea a fost inclus în preț, a rămas la 85 de milioane de euro. Dar cu aceste 85 de milioane de euro, noi avem deja proiectul făcut, sunt prestatorii, au câștigat licitațiile, sunt împărțiți în 7 zone, România este împărțită în 7 zone și vom ajunge cu internet de mare viteză în
aproape 800 de localități unde nu există comunicații în acest moment, comunicații de date și de internet de mare viteză. Însă sunt mai multe localități. În afară de aceste 793 sau 83 câte sunt în proiect, mai sunt până la 2000 și ceva de localități. Și mai mult ca sigur, este o etapă pe care o să dezvoltăm într-o etapă imediat următoare, pe exercițiul bugetar 2007-2014, pentru că deja de la Uniunea Europeană s-au negociat valorile și pentru ITNC avem deja negociat aproape 2 miliarde 400 de milioane de euro pentru astfel de proiecte. Dar nu numai foarte proiecte de comunicații, bani, și da. proiecte de IT, de software, de rețele, de calculatoare, de training, de cursuri, de pregătire în domeniu. Deci este o mare, mare atenție asupra acestui domeniu, pentru că mă bucur să anunț aici, industria de ITNC în România este al treilea în ceea ce înseamnă contributorul la bugetul României. Deci pe locul 3. Deci ceea ce înseamnă că se face activitate. Da, și era păcat ca proiectul acesta aruncat în valoare de circa 86 de milioane de euro să stea acolo înghețat, cum a spus dumneavoastră, că l-ați găsit. Adică era păcat. Da, de ce să nu folosim? Nu e singurul proiect. Deci acesta ați găsit și alte proiecte? Am găsit 6.000 de proiecte. 6.000 de proiecte 6.000 în de stadiul proiecte. De a... Sigur că acele 6.000 erau de valori mai mici, să zicem, de milion de euro, de 30.000, de 70.000, de 100.000 de euro, de 350.000 de euro, de 2 milioane de euro, deci diferite funcții de cum cui s-a adresat. Deci au fost proiecte. Deci pe 2007-2014 România a avut alocat, așa a fost negociat în 2007, aproape 400 de milioane de euro. În 2012, când eu m-am dus acolo, erau contractate undeva la 130-140 de milioane de euro. Deci restul era neangajat, nici măcar la nivel de contractare. În schimb, erau deja depuse pe diferitele măsuri pe care au fost lansate, deci ghiduri de finanțare care au fost lansate, și cei care au fost interesați au depus N proiecte, și din întreprinderi mici și mijlocii, și din, eu știu, administrații locale, și administrații centrale, și spitale, și câte și mai câte. Deci erau, așa cum am spus, undeva la 6.000 de 4.800, plus alte proiecte mai micuțe, undeva în jur de 6.000 de proiecte, care stăteau în magazie, deci nimeni nu se atingea de ele. Da? Era acolo. Bun, am văzut că nu prea vreți să discutați despre predecesorii dumneavoastră și totuși, cum vă explicați, 6.000 de proiecte să stea în magazie? Nu, adică ce nu i-a interesat. Nu i-a interesat. Nu, lipsă de interes, nu? Din nefericire, pentru că aceste proiecte presupuneau costuri, presupuneau speranțe, pentru că până la urmă cineva care face un proiect, pentru că tu te anunți că vrei să dai niște bani europeni, da? Angajează un proiectant, un consultant, să-i facă proiectul, după aceea el îl depune, îl multiplică și așteaptă să se evalueze și la un moment dat să primească niște bani pentru a-și cumpăra niște calculatoare, pentru a face o rețea, pentru a face un curs, pentru mai știu ce lucruri, sigur, specifice activității noastre. Din nefericire, toți aceștia nu s-au preocupat de această treabă. Eu vă spun că la divizia de proiecte europene din minister, erau acolo angajați undeva la 100 de oameni, iar pe zona aceasta de evaluare, în jur de 10-15 oameni care evaluau cam vreo 30 de proiecte pe lună. Vă imaginați cam câte zeci și sute de luni, am făcut o socoteală, undeva la 10 ani erau necesari ca să termine numai ce aveau în magazin acești 10 oameni. Deci era ceva așa de domeniu inimaginabil. Și am reușit, pentru că nu se așteptau. Eu când le-am spus că le vom evalua în 6 luni de zile, s-au uitat la mine, nu vrea să cred. Și, într-adevăr, le-am evaluat după ce s-a făcut licitația, pentru că am angajat 10 firme ca să facă această treabă. Ei oricum nu le putea face. Deci undeva la 300 de evaluatori care au avut termene, fiecare câte 100 de proiecte pe lună, și în final s-a reușit ca în 2013, la sfârșitul 2013, am contractat toată valoarea de 400 de milioane de euro, deci am intrat exact în contractare totală, și după aceea am făcut solicitare și domnul premier a fost de acord, ne-a mai dat bani pentru că mai aveam proiecte, și am reușit să mai finanțăm și alte, încă până la aproape 500 de milioane de euro. Deci noi, industria de IT, sunt convins că dacă până la sfârșitul anului 2014 vom avea o absorție de peste 80%, pentru că, așa cum v-am spus, sunt proiecte care se vor derula și care se vor termina, pentru că este regula N plus 2, deci dacă în 2014 se poate merge până în 2014,
2015-2016, deci chiar cu 2 ani mai târziu, și atunci vom reuși să încasăm, să dăm banii la cei care au aplicat, în așa fel încât și să-și facă proiectele, în așa fel încât să depășim 100% absorpție pe acest domeniu. Deci nu va fi niciun fel de problemă. Mai ales faptul, ținând cont și de faptul că acum s-a aprobat și acest proiect de 85 de milioane de euro, care, sigur, intră în același buget de IT&C al României pe 2007-2014. Am înțeles, un domeniu pe care îl gestionați în mod direct este cel al Poștei Române. Cum s-a reușit ca după 6 ani de pierderi Poșta să încheie pe profit anul acesta? Pare cam greu de crezut, știm destul de bine care a fost situația în alți ani. Da, eu atunci când am mers în 2012, pe lângă aceste lucruri legate de finanțele europene, de aceste proiecte, care așa cum am spus, au revenit direct în activitatea mea, a trebuit să mă ocup și de această activitate, activitatea de comunicații Poștă Română și Radio, mai este o firmă radiocomunicații. Dar să discutăm deocamdată despre această companie care dumneavoastră ați pus-o pe tapet. Atunci, da, erau pierderi de peste 500 de milioane de lei acumulate an de an, ultimii 3-4 ani, datorită unor contracte păgoboase și unui management defectuos. Oricum, o companie, ca să fie pe profit, trebuie să aibă două obiective. 1. Cheltuielile, să aibă în vizor. Cheltuielile și, bineînțeles, sau mai bine zis, veniturile și cheltuielile. În momentul în care gestionezi foarte bine cheltuielile, dar nu neapărat să tai, că și aceste venituri trebuie crescute în așa fel, chiar și cheltuielile, dacă sunt necesare, cum sunt cheltuielile cu personal și alte cheltuieli, da, poți să le faci, dar trebuie să te gândești și la creșterea veniturilor. Bun. Trebuie să mai știe telespectatorul noastră că a fost negociat de către fostul guvern, guvernul Boc, privatizarea Poștei Române și, bineînțeles, restructurarea în vederea privatizării. Prin această restructurare era prinsă în angajamentul cu FMI și Banca Mondială concedierea a 7500 de salariați din Poșta Română. Deci a trebuit să facem aceste concedieri, aceste restructurări, sigur, cu plăți compensatorii, cu tot ce a însemnat această poveste. Și concomitent, pe lângă această, să zicem, restructurare, înghețarea unor cheltuieli neproductive, gen erau contracte făcute, și am mai dat de exemplu cu alte ocazii, fiecare poștar să facă analize medicale lună de lună. Deci ceva de genul ăsta. Era unul dintre contractele păguboase la care v-ați referit? Milioane de euro se plăteau lună de lună. Dar cum e posibil să faci analize în fiecare lună? Cum? Așa a fost cu sără contractele. Da? Da, da. Deci așa erau contracte de genul ăsta. Eu v-am dat un singur exemplu. Da. Sau, de exemplu, erau făcut un contract cu o firmă de transport de avioane, de aviație, să ducă pachetul cu avionul. Ce pachete și unde s-au dus cu avioanele, nu știu. Dar și aici, incredibil, așa. Și aici niște milioane de euro, pentru că știți cum e. Da. Și alte lucruri care le putem, sunt deja știute, deci și comunicate, se cunoaște treaba. Deci, astfel de lucruri duc acolo unde s-a dus. Să faci astfel de contracte, normal că sigur, la un moment dat treaba nu mergea bine și s-a ieșit. Da, da, da. Astăzi. Vă imaginați, da. Plus că și angajarea pe anumite posturi și nu acolo unde, de exemplu, nu poștași, ci în zone de astea mai călduțe, pe la ghișe, pe la... Da, da. Adică acolo nu e problemă, putem să angajăm foarte mulți, cu poștașii și e mai cu salarii greu. Foarte mari, da, în păcate da. Poștașii aveau de suferit. Adică și aici este o problemă și în schema de personal, cum e de încărcată, cu ceea ce face. Deci s-a făcut tot ce a trebuit în așa fel încât am reușit în acest moment să ne încadrăm. Plus că am încercat și am reușit să venim și cu alt tip de servicii. De exemplu, acum în toamnă s-a luat aprobarea ca Poșta Română să fie broker de asigurări. Deci se facă și asigurări. Sunt deja negocieri cu două firme, două bănci importante din Europa ca să intrăm într-un parteneriat de a oferi și servicii bancare. Deci sunt lucruri care pot fi făcute de către poștașii noștri, deci de către salariații noștri și asupra cărora ne concentrăm, pentru că se știe foarte bine, în acest moment serviciile poștale au căzut, au început să fie din ce în ce mai puține, datorită faptului, în primul rând, internetul, comunicarea pe internet, dar nu numai. Sunt firme de profil care s-a liberalizat piața serviciilor poștale, sunt firme de profil care au intrat pe piață și sigur că anumite segmente de servicii au fost accesate și de astfel de... Deci există concurență. În condițiile în care există concurență, sigur că și noi, la rândul nostru, trebuie să ne adaptăm la concurența respectivă. Am reușit și datorită faptului că
am fost, am participat la licitație și am luat acel contract foarte important de distribuire a cardurilor de sănătate. Deci sunt lucruri care, la care poșta a accesat și mă bucur că putem să anunțăm această soluție, acest profit pe care domnul ministru l-a anunțat deja în conferința de luna trecută. Ce ne puteți spune despre strategia de privatizare a Poștei Române? Am înțeles că ar fi deja un investitor din Belgia. Da. Sunt președintele Comisiei de privatizare a Poștei Române. Știți foarte bine, au fost trei mari companii care au fost puse pe tapet atunci când a venit guvernul Ponta. Era vorba de CFR Marfă, de Olchim, Râmnicu Vâlcea și de Poșta Română. Deci acestea au fost cele trei care s-au negociat și care ar trebui privatizate. Sigur, au intrat în acest proces. Nu știu, din fericire sau din nefericire, eu mă ocup de această cartofi fierbinte, cum s-a spus mai demult. Mie nu mi s-a părut chiar fierbinte, pentru că dacă vrei să faci treabă, găsesc soluțiile. Și cel puțin faptul că nu s-a ajuns până în acest moment la deznodământul lui Olchim sau lui CFR Marfă, înseamnă că totuși ne-am mișcat bine și lucrurile pot fi considerate că sunt de succes. Da, avem o privatizare, avem o strategie. În sfârșit, deci vă spun în sfârșit pentru că a trebuit să mai anunțăm încă o dată și încă o dată ca să vină un investitor, pentru că noi am pus niște condiții foarte, foarte, nu neapărat dure, dar care am considerat noi că sunt absolut necesare, ținând cont de ceea ce înseamnă Poșta Română în România, mai ales în mentalul cetățeanului din România, pentru că dacă privatizezi o bancă sau ceva, doamne, mai sunt bănci, mai nu știu ce. Dacă privatizezi Poșta Română, în care privatizezi Poșta Română, deja e așa un sentiment, domnule, asta este, e unică, e de ani de zile, de sute de ani este Poșta Română. Deci, așa este. Da, și atunci sigur trebuie să fii un pic mai atent, că este un lucru mai delicat, pe care nu poți să-l tratezi chiar așa cu neatenție. Deci trebuie să fii mai atent în ceea ce faci. Și, de exemplu, ca să vă dau acum un exemplu, am pus valoarea caietului de sarcini 50.000 de euro. Nu avea nimeni să cumpere caietul de sarcini, s-a părut probabil prea scump. Dar nici l-am lăsat la preț. Că ați rămasul la 50.000 de euro, da? Pentru că mi-a fost teamă că o să vină oricine să uită să la 1.000 de euro, la 2.000 de euro, să ia un caiet, să vadă, să intre în camera de date, să vadă ce se întâmplă pe acolo și după aceea să plece. Da. Sau, de exemplu, garanția de participare 2 milioane de euro. Adică m-am gândit că, dom'le, cei care sunt serioși și serioși, vor să, așa, să pună și bani ca să vadă despre ce. O să intre în dialog cu noi. Nu vine așa cu traista cu 1.000 de euro și zice după aceea, ai domnule, că vreau să cumpăr Poșta Română, las că aduc eu banii după aia. Da. Nu, domnule, demonstrează că ai, că ești potențial și că ești capabil să faci așa ceva. Și atunci, sigur că investitorii au fost mai atenți așa, pentru că nu e de glumă și lucrurile sunt foarte serioase. Și, într-adevăr, acum, în septembrie, anul acesta, a cumpărat caietul de sarcini și a depus și o ofertă neangajantă Poșta din Belgia, Poșta Belgiană, Bipost, și sperăm ca, sigur, după ce ei intră în camera de date, acum au acces ca să vadă ce s-a întâmplat, perspective, proiecte, piață și așa mai de lucruri absolut normale pentru ca un investitor să poată să investească în acest domeniu și în orice alt domeniu. Dar în momentul în care investești pe astfel de o cifra de afacere a Poștii Române este undeva la 1 miliard de euro. Deci discutăm de bani. Nu? Da. Și atunci lucrurile trebuie foarte bine gândite. Și sperăm ca în primul trimestru al anului 2015 să depună și oferta angajantă, în așa fel încât se va intra după aceea negocieri și la final, dacă lucrurile vor fi în regulă, dacă vor fi acceptate de ambele părți, se va semna un contract de privatizare. Dacă nu, nu e neapărat necesar. Da. Aveți ceva vești bune și în ceea ce privește pe poștași, acum la sfârșit de an, adică ne apropiem de jumătatea lunii noiembrie, știți cum e, oamenii mai așteaptă majorare de salarii. Da, a fost o poveste legată de această treabă. Vă amintiți că la alegerile europarlamentare poștașii au ieșit în stradă și au manifestat nemulțumirea lor și pe bună dreptate, pentru că sunt oameni... Lucrează în condiții grele. Da, chiar grele de muncă pe care le au și salariile sunt mici, da, știm foarte bine. Și baza sau ceva, atunci a fost o perioadă de negocieri, fiecare a încercat, dar și după aceea, deci nu neapărat, nu ne mă refer la activitatea din timpul
acela, ci mai degrabă din timpul de vară. Deci pe vară am avut negocieri cu compania, asta e bugetul, astea sunt veniturile, astea sunt posibilitățile. Până am s-a înțeles, ne-am înțeles cu sindicatele, deși care reprezentau oamenii salariați din Poșta Română. Am avut negocieri, am arătat sincer și cu cărțile pe masă, deci nu, domne, lasă că avem, că putem, că vom vedea, deci lucruri, până la urmă știți cum e, dai dacă există posibilitate. Și s-a creat, s-a găsit o posibilitate în așa fel încât să dăm 100 de lei de fiecare salariat în această perioadă. Urmând ca, sigur, începând cu 1 ianuarie, ținând cont și de ceea ce s-a întâmplat în 2014, faptul că a venit acest contract și nu mai au venit și alte contracte, dar care nu are sens să le mai enumărăm acum. Deci au venit niște servicii pe care noi le-am făcut și atunci există posibilitatea și probabilitatea sigură ca, începând cu trimestrul 1-2015, să mai adăugăm ceva la salarii pentru oameni. Totodată, poate chiar să mai facem și angajări, pentru că, așa cum v-am spus, faptul că am intrat pe broker de asigurări și mai mult ca sigur, pentru că v-am spus, sunt negocieri avansate și pentru servicii bancare, e posibil ca să intrăm și pe astfel de servicii și am anunțat, vă spun și dumneavoastră, dacă voi mai rămâne eu pe acolo, prima bancă în poștă se va face aici, la Gorj. Am înțeles. Am promisiunea asta. Adică îmi doresc să fie pilot, știți, domne, putem să facem treabă. Sigur că știți cum e, un pilot poți să-l faci și în București, și la Gureș, și la Cluj, și pe unde vrei. Da. Acum... Important e să fie la Târgu Jiu. Mulțumim mult pentru prezența dumneavoastră, domnule ministru secretar de stat. Vă așteptăm la o altă ediție cu emisiunii. Multă plăcere. Am aflat multe lucruri bune, pozitive pentru județul nostru și locuri de muncă și în ceea ce privește pe poșta și, Doamne ajută, să dea Dumnezeu să fie la fel de bine în continuare în 2015. Da, vă mulțumesc mult pentru invitație. Eu vă mulțumesc pentru prezență. Domnul Bebe Viorel Ionică, secretar de stat în Ministerul pentru Societatea Informațională, a fost invitatul nostru astăzi la Agenda Locală. Eu sunt Daniela Gapșa, vă mulțumesc pentru atenție.